Astăzi este un motiv de bucurie, mai mult decât de tristețe, chiar dacă suntem într-o situație politică nu chiar adecvată, cred eu, acestei sărbători. Și nici faptul că suntem departe de țara mamă, nu atât din punct de vedere geografic, cât din punct de vedere a mulțumirilor și orientărilor noastre de politică. Ce vreau să vă spun că majoritatea dintre voi, eu cred că aici nu au dubii în a se identifica ca români, pentru că altfel n-ați fi fost aici, cred. Ce vreau să menționez însă în mod expres legat de acest eveniment este că de mai bine, mai exact la anul, se împlinesc 200 de ani de când acest pământ este terenul unei confruntări între două curente, între două tendințe, între două mișcări care au modelat în mare parte identitatea noastră, mentalitatea și tradițiile, și mă refer aici la naționalismul românesc și la imperialismul sovietic sau rusesc de orice nuanță, care în ultimă instanță pentru noi a fost un moment care a dus la distorsionarea semnificației acestui eveniment în sine. Voi sunteți martorii și ați fost martorii unei campanii acerbe antiromânești declanșate în perioada guvernării lui Vladimir Voronin, perioada guvernării comuniste, care a considerat și în continuare consideră acest moment perioada în care Basarabia a fost ocupată, spre exemplu, sau imperialismul românesc și-a manifestat între națiile față de recăpătarea acestui teritoriu. Cu părere de rău, prezența acestei nomenclaturi comuniste la guvernare după anul 1991 a fost o continuare a celor politici sovietice la care au fost expuși părinții voștri, cărora prin manuale, prin educație, prin propagandă și ideologie li s-a inoculat aceste chestiuni. De ce în prezentarea mea vreau să aduc niște momente de claritate care să ne facă pe noi toți să fim mândri de fapt că suntem români, pentru că românismul a reușit un lucru formidabil, cred eu, în anul 1918. A reușit un lucru care era greu de imaginat în contextul când începuse primul război mondial, când românii grupați în principatele României, ulterior în regatul României, erau strânși de toate părțile de imperii multinaționale care le doreau anihilarea existenței și care, datorită abilității și clarității clasei politice de atunci, datorită diplomației, datorită efortului soldatului român și, în ultima instanță, datorită faptului că românii din restul teritoriilor au dorit să trăiască într-un stat integru, au făcut posibilă realizarea acestei românii întregite. Nu a fost ușor pentru că începutul primului război mondial a făcut România să ia o decizie extrem de complicată atunci, de a se angaja în război alături de marile puteri, alături de Franța, Marea Britanie și Rusia, nu pentru a recupera Transbasarabia, pentru că era o chestiune extrem de complicat de realizat. România trebuia să aleagă între puterile centrale care ofereau Basarabia și puterile antante care ofereau Transilvania, Banatul, Bucovina și Crișana cu Maramureș. Alegerea României a fost dictată la acel moment de un pragmatism care trebuie pus în contextul timpului și care ulterior, odată cu angajarea armatei române în războiul I mondial, a dus la ocuparea aproape întregii țări și concentrarea guvernului la Iași. Dar această evoluție nefericită a războiului a făcut și posibilă unificarea Basarabiei, pentru că Basarabia a fost prima provincie care la 27 martie 1918 realiza unirea.
Și argumentul principal, de obicei, al moldoveniștilor stataliști de orice nuanță, este că la acel moment s-a produs o ocupație a Basarabiei de către armatele române și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, dacă acceptăm ideea că suntem români și ca populație majoritară, atunci nu putem pune la îndoială prezența armatelor române atunci, anul 1918, pentru că la fel armatele române au fost prezente și în Transilvania și în absența armatelor române, deci acel haos determinat de căderea frontului și bandele anarhizante bolșevizate și militarii ruși care doreau recuperarea Basarabiei din misiunea sovietică, făcea posibil, aproape imposibil pentru noi, o altă alternativă decât unirea cu România. De aceea, eu de foarte multe ori invoc faptul că la acel moment în Basarabia a fost o clasă politică care a gândit în termenii interesului național, al interesului față de basarabieni, și datorită acestei clar viziuni am avut 22 de ani de administrație românească în care lucrurile au revenit la normalitate, pentru că atunci s-a construit prima universitate la Chișinău, atunci s-a făcut primul aeroport, atunci am avut acces la lumea occidentală. Mulți dintre compământenii noștri au atins culmi extrem de înalte datorită faptului că România era partea comunității europene și internaționale. În acest raționament, întrebarea ce a fost unirea de la 1918 pentru noi este una retorică, pentru că unirea de la 1918 pentru noi au fost 22 de ani de normalitate. După aceea au venit timpuri nocive în care toți cei care au fost participanți la realizarea unirii, și voi trebuie să știți asta, au fost găsiți fiecare de NKVD-ul și KGB-ul sovietic, au fost fiecare din cei care au semnat actul de unire, au fost găsiți, unii din ei au murit în închisori, alții duși în Siberii, dar fiecare dintre ei a fost penalizat pentru această decizie. Și asta o spun din raționamentul că noi, fiecare din noi, trebuie să conștientizăm că aici, în Basarabia, în Republica Moldova, românismul este în continuare un teren în care se dispute identitatea noastră, în care se pune la îndoială existența limbii române în sine și în condițiile în care avem la guvernare, în continuare, cred eu, o clasă politică absolut iresponsabilă de ceea ce suntem și ceea ce urmăm să fim. Vreau să mai invoc un moment extrem de important. 1 decembrie 1918 a fost mai mult decât votarea unei uniri. Anul 1918, 1 decembrie, în mod explicit, a fost un plebiscit la care au participat peste 100.000 de oameni. Oamenii curgeau din toate părțile, din munți, cu trenuri, cu căruțe, deci îmbrăcați într-o atmosferă de sărbătoare. La această adunare au fost prezenți și basarabieni, o delegație de basarabieni, care au asistat la această manifestare unică în felul ei în istoria românilor, care poate a inspirat și marile noastre adunări naționale de la Chișinău din anii 80, sfârșitul anului 80, începutul anului 90. A fost o manifestare care, trebuie să știți, era doar începutul realizării Unirii, pentru că Unirea trebuia recunoscută din punct de vedere internațional. Și aici este un moment iarăși deosebit în care delegația română prezentă la Conferința de Pace de la Paris din 1919 a dat dovadă de calități și de interes național în apărarea acestor desiderate. De altfel, vreau să vă spun că presiunile marilor puteri de a diminua din importanța teritoriului sau anumitor provincii a făcut ca, în ultimă instanță, conducătorul delegației României, I.C. Brătianu, să plece la Conferința de Pace la Paris. Să provoace o iritare în rândurile celor mari care și la ora actuală la fel își dispute supremația și influența într-o parte sau alta lume. Dar momentul unic este că
această îndârjire și această preocupare pentru sacrificiul realizat de poporul român, în ultimă instanță a dus la ceea că conferința de pace de la Paris, cei patru mari recunoșteau integritatea teritorială a românilor realizată prin actul de la 1 decembrie 1918. Vin încă o dată cu un mesaj de felicitare cu această sărbătoare deosebită care este de natură să nu numai să consemneze evenimentul în sine, dar să ne dea fiecăruia și un moment de reflecție asupra felului unde ne plasăm și cum ne identificăm. Pentru că această țară, din punctul meu de vedere, nu are niciun viitor dacă nu revine la spațiul cultural și identitar românesc. Nu avem alte repere pe care să ne așezăm, nu avem alte surse de inspirație și nu avem alte alternative decât în continuare rusificarea și aflarea în spațiul de influență rusă, care de-a lungul timpului, și noi cu toții suntem martori, nu a produs nimic benefic pentru